Salutul Sorin de la Killer Banana și în caz că nu ați auzit, există o teorie a pisicii albe în miraculos și anume a unei potențiale acumatizări a lui Adrian. Aceasta este teoria despre care vorbim azi, așa că ce mai așteptăm? Hai să începem. Înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să rupeți în două butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să vorbim despre această teorie. Următorul episod din Miraculos ar trebui să apară pe 17 noiembrie 2019, iar acest episod se va numi Shot Blank, lucru care ne duce cu gândul la faptul că există o șansă destul de mare ca Adrian să fie acumatizat. Nu știu dacă v-ați gândit până acum, dar dacă Adrian ar fi acumatizat, fluturile acelea ar cădea fix pe inelul său, cel mai probabil. Dacă se va întâmpla acest lucru, Ladybug nu ar avea cum să distrugă acel element pentru că Adrian nu și-ar folosi puterea sa, și anume Cataclysm, pentru a distruge obiectul și a elibera fluturile acela. Marinette va fi astfel forțată să încerce singura soluție pe care o are la îndemână, și anume să încerce să-i schimbe sentimentele lui Adrian, astfel încât acel acuma să iasă din inelul său singur. Este asta e destul de interesant, pentru că într-un fel, dacă ne gândim, e posibil ca sursa supărării lui Adrian să nu fie tatăl său și cineva apropiat. Și ar fi interesant de văzut ca cel cineva apropiat să fie chiar Marinette. Bine, Marinette, nu Ladybug, știți? Acest lucru mă face să mă gândesc cumva la faptul că Adrian ar fi fost respins din nou de Ladybug, iar frustrările sale l-ar face pe Hawkmoth să-l acumatizeze. E bine, mă gândesc că ar exista acolo și o șansă ca Adrian să fie gelos pe Luca, pentru că Marinette pare că îl place acum mai mult pe el. Dar nu cred, pentru că și sinopsisul episodului spune asta. When Marinette makes a serious mistake, she has to face the consequences by fighting the last person she ever imagined would get acumatized. Deci tind să cred mai mult că Marinette este de vină pentru faptul că Adrian va fi acumatizat. Acumatizările acestea pe miraculos au mai avut loc, dar până acum Adrian era cel care dădea lovitura care elibera acel acuma. De data aceasta vom avea cel mai sigur un twist, și anume că Adrian nu va mai putea da acea lovitură finală. Deci e posibil să vedem ceva destul de interesant. Voi ce spuneți despre această teorie? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Pune-o pe final, please! Pătrat. Nu am idee de comentariu, pătrat. Foarte faină și logică teoria. Muzică diamantului galben, îi plac bananele. Pătrat.